Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. Iată care sunt principalele titluri ale acestei ediții. Consilierul PPDD Liviu Cartojan a revenit în Consiliul Local. Giurgiuveni cu mopede sancționați de polițiști. Politicienii giurgiuveni preocupați de soarta sistemului medical. Târg de mașini second hand improvizat într-o parcare. Începe turul diviziei A la handbal feminin. Local, pe seama unui subiect ce la prima vedere nu pare o prioritate pentru Giurgiu, și anume regulamentul cimitirelor. Consilierii locali au dezbătut acest proiect mai bine de o oră, timp în care nu au lipsit exprimările în bătaie de joc și reacțiile unor consilieri total indiferenți de subiect. Proiectul de hotărâre ce vizează noul regulament de funcționare a cimitirelor giurgiuvene a fost sarea și piperul din Consiliul Local de astăzi. Aproape că fiecare articol al regulamentului a fost luat la bani mărunți de către consilieri care timp de o oră au distrat audiența prin expresiile folosite sau prin reacțiile unora dintre ei. Vă prezentăm un colaj al dezbaterilor pe tema cimitirelor și dacă nu ați înțeles nimic, înseamnă că v-am arătat esențialul. Să treacă la exumarea celui mormântat acolo și să dea la o scioare, la o scioare, la acolo, la o soară. Să dea la groapa comună. Dar acolo era comun, e amestecat cu oasele lui Maria, cu Vasile, cu toți sunt amestecat. Deci, nu, că articolul de aici spune clar că, deci, mortul... Fizic. Deci, este desumat și arunc. Și, mă rog, pus în seculeț, se pus acolo la groapa comună. Deci, știu, ca formulare, mi se pare cam... poate juridic sună grama, dar din punct de vedere al limbii românești. Din punct de vedere limbă, persoanele care au deces. Da, adică cum își exprimă revindecarea? Vine cineva și zice... Nu, eu aici cred că se pune situația celor care le-a expirat perioada de concesiune și a dat dreptul suprăzit. Nu mai prezintesc. Aha. Zice... Acordul vecinilor pentru construirea unei capele s-a atașat acordul vecinilor pentru efectuarea acestei construcții. Ori acordul vecinilor s-a acest decedat vecinilor. Titularele concesiunii. Atunci modificăm titularii. Păi dar titularul ăla e mormântat, titularul de concesiune. El a avut contract când era viu și a rămas, a murit și el e titular. Deci, de unde s-a plecat? Vă explic acum de unde s-a plecat necesitatea. A luat concesiunea astăzi, el mai trăiește încă 5 ani și în al 6-lea an moare. Și zice, după un an, după prevederea asta, zice, băi, Ioane, ia scoate-l de acolo, că am chiar contractul de concesiune și nu se iarăși o greșeală. De ce se întâmplă după 7 ani? Că o semintele trebuie... Haideți să vă spun ce acolo. Vă rămân de tot, că așa ajunge cartul ăia și chiar de pe tot. Acele administratore de cimitir, a zis, doamne dragă, un loc pe viață. Și a scris pe chitanță loc pe veci, pe durata nedeterminată. Adică nu pe viață, pe moarte. Deci pe durata nedeterminată. 40 de zile, să udă, să tămâiază, să aprind lumânări. Nu e nicio toaletă. Nu, vă spun eu, sunt 5 toalete din 6 cât mare administrația. Că am avut un interviu vis-a-vis de numărul de toalete, au fost 20. S-au casat 14, au mai rămas 6. 2 la Smârda, 2 la Caralambie, 1 la Sfântul Gheorghe și una e pe nu știu pe unde lăsat. Legenda nodului Cordian s-a rezolvat de mult. Când Alexandru Macedon, trecând prin Anatolia, mergând să cucerească Persia, a tăiat nodul Cordian. Există un haos, nu există reguli. Și ca să facem un sumar al acestui subiect, consilierii s-au interesat de ritualul tămâierii mormintelor, de cum este așezat mortul în groapă, dacă cimitirele au apă și toalete, dacă sunt păzite și de către cine, dacă să facem sau nu cimitirele obiective turistice, sau dacă vecinul de mormânt e viu sau mort, și lista poate continua. Concluzia este însă una singură, cel puțin așa afirmă cel mai vocal consilier local. Fără să mă credeți, cimitirele fac parte din educația, cultura și civilizația poporului și a neamului românesc. Vă mulțumesc mult de tot!
Nu mai mă dacă nu mai sunt... După mai bine de o oră de discuții despre morți, consilierii au trecut la vii, adică au aprobat noul regulament al cimitirelor, cel mai probabil sătui de atâtea polemici și mai puțin convinși de utilitatea acestuia. Consilierul local din partea PPDD, Liviu Cartojan, a fost eliminat din Consiliu la sfârșitul anului trecut, la solicitarea partidului din care face parte. Motivul a ținut de bucătăria proprie a Partidului Poporului. Atunci, excluderea așa a fost posibilă cu ajutorul consilierilor liberali. Între timp, Liviu Cartojan a revenit în Consiliu. Ședința Consiliului Local a început fără ca executivul primăriei sau președintele de ședință să justifice cumva prezența consilierului Liviu Cartojan în plen. După cum am informat, la sfârșitul lunii decembrie, consilierii PPDD au cerut excluderea lui Cartojan din Consiliu, pe motiv că acesta și-ar fi pierdut calitatea de membru al partidului datorită nerespectării regulamentelor proprii formațiunii politice. Atunci cel în cauză a spus răspicat că staful PPDD de la Giurgiu nu procedează legal, ceea ce s-a adeverit pentru că Liviu Cartojan a revenit în Consiliul Local. Așa cum provoade. Deja ați luat la cunoștință, pe ordinea de zi a fost retras proiectul de hotărâre prin care se intenționa anularea hotărârii și aceasta este în momentul de față, are caracter de suspendare, odată cu atacarea în contencios administrativ al tribunalului Giurgiu din partea prefecturii. Am declarat și în ultima ședință în care a fost supus la vot proiectul de hotărâre că nu respectă procedurile legale și de aceea nici nu poate fi pus pe ordinea de zi. Drept dovadă, prefectura s-a autosesizat și a atacat în contencios. Sper în dreptatea care se va face în cadrul justiției. Cât privește poziția PPDD Giurgiu față de noile schimbări ale situației, lucrurile sunt neclare. Nu știu exact, n-am luat o poziție oficială din partea lor. Se pare că deocamdată așteaptă și dânsii să se pronunțe justiția. Șansele consilierului Liviu Cartojan de a rămâne în Consiliu țin de acum de justiție. Excluderea sa a fost posibilă cu aportul consilierilor PNL Giurgiu, care astfel transmit voalat un semnal al disponibilităților liberale față de populari, apropierea ținând de constituirea unui nou pol în consiliile local și județean. Pe de altă parte, manevrele politice ale PNL denotă o detașare față de PSD Giurgiu și încercarea de a minimaliza influența socialilor giurgiuveni. Criza economică a pus stăpânire și pe piața auto. Mașinile second-hand, chiar dacă au prețuri accesibile, se pare că nu prea mai sunt căutate de clienți. Acest aspect este dovedit și de numărul mare de automobile aflate în parcul de mașini format peste noapte în parcarea fostului Interex. De când suntem sub influența crizei economice, autoturismele second-hand nu mai sunt la mare căutare. Interesul giurgiuvenilor pentru a cumpăra o mașină în ziua de azi este practic inexistent. Asta se dovedește și din prezența numărului mare de automobile aflat în parcul de mașini, format peste noapte în fosta parcare Interex. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, dar proveniența acestora este uneori incertă. La fel de incertă este și starea tehnică a acestora. Se pare că numărul proprietarilor ce ocupă această parcare este limitat pentru că cei mai mulți dintre ei comercializează 2-3 sau chiar mai multe mașini. Fosta parcare a supermarketului Interex s-a transformat peste noapte în târg de mașini second hand. Pentru cei ce doresc cu adevărat o mașină la mâna a doua, au de unde alege. Pot găsi de la bătrâna Dacia 1310 la ultimile modele de Renault, Mercedes sau Opel cu an de fabricație 2000-2006. Prețurile mașinilor nu depășesc de 4000 de euro, dar proprietarii acestora sunt dispuși la negocieri cu eventuali cumpărători. Prețurile variază în funcție de anul de fabricație, marca, dotarea tehnică, dar și de țara unde este matriculată mașina. Prețul unei Dacia 1310 pornește de la 1000 de lei și este dotată cu instalație GPL, iar cei ce doresc o marcă mai bună pot achiziționa un Opel Vectra la 4000 de euro, prețul fiind de asemenea negociabil. Ofertele sunt multe, circa 50 de mașini și așteaptă noi proprietari, dar după cum se vede, cumpărătorii sunt aproape inexistenți. Aspectul impecabil nu este de cele mai multe ori suficient ca să fii sigur că ai făcut o afacere profitabilă și avantajoasă. Cel mai important lucru pe care cumpărătorii de mașini auto ar trebui să-l facă înainte de a achiziționa un autovehicul este să meargă cu mașina la un service auto pentru a verifica realitatea informațiilor tehnice oferite de vânzător. Primul pas ar fi să plece la cumpărarea unei mașini cu un prieten, de regulă mecanic, care a întâlnit mai multe în carieră. Poate să-i spună seria motorului, dacă corespunde, seria din acte, seria șasiului, care e mai importantă decât seria motorului. Eu știu dacă mașina a fost lovită, chituită, vopsită, parțial sau total. Astea ar fi primele
Care sunt cele mai des întâlnite probleme la o mașină second hand? Cele mai des întâlnite, uzura motorului și loviturile repetate sau loviturile mai puternice. Kit, vopsea, segmenți uzați. De obicei, cumpărătorii trebuie să se asigure că încheie un contract de vânzare-cumpărare cu deținătorul real al mașinii, că înscrisurile din documentele tehnice sunt autentice. Asta se poate verifica la o filială RAR și dacă mașina a fost implicată în evenimente rutiere. Doar ce a intrat în vigoare noul cod rutier, că polițiștii au și trecut la vânătoare de mopediști. În 2 săptămâni de la aplicarea noilor reguli, oamenii legii au sancționat 7 persoane care conduceau mopede fără a avea permis. Se pare că unii giurgiuveni nu țin cont de modificările aduse codului rutier în urmă cu 2 săptămâni și continuă să circule cu mopedele fără permis de conducere. Polițiștii de la rutier au depistat 7 persoane care au condus mopede fără a avea permis. La nivelul serviciului avem un număr de 7 dosare penale registrate până la acest moment. Avem 2 permise de conducere reținute pentru conducerea unui astfel de autovehicul, pentru că, după cum știți, din 19 ianuarie, mopedul este considerat autovehicul. Ce e de reținut faptul că avem și un dosar penal în care valoarea pe drigher a depășit 0,52 mg per litru alcool purin expirat. Astfel, aici s-a întocmit un dosar penal pentru conducere în stare de ebrietate. Începând din 19 ianuarie, pentru a conduce un moped pe drumurile publice, șoferii trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani și să dețină permis de conducere categoria AM. Însă cei interesați de permisele AM mai au de așteptat. Asta deoarece școlile de șoferi nu au fost încă autorizate pentru instruirea persoanelor care doresc acest lucru, din lipsa normelor metodologice de aplicare a legii privind circulația pe drumurile publice, prevăzute în codul rutier. Totuși, cei care dețin deja un permis de conducere A, B, C, D sau E și vor să conducă un moped, o pot face fără a fi sancționați. Școlile sunt pregătite la momentul ăsta pentru categoria A, A1, B și cu această categorie pot conduce un astfel de moped. Important este ca cel care conduce mopedul să fie posesor permis de conducere, indiferent care au, care A1, care B sau B1, deci poate conduce astfel de autovehicule pe drumurile publice. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai de către o persoană care nu are permis de conducere se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. TV Giurgiu a sesizat în repetate rânduri prin mai multe reportaje pericolul la care sunt expuși copiii din cauza străzilor supraaglomerate de mașini din imediata apropierea unor școli giurgiuvene. Se pare că sesizările noastre au și un rezultat, în sensul că primarul Nicolae Barbu a gândit împreună cu poliția rutieră o serie de măsuri în acest sens. Școlile numerele 4, 7 și 8 din Giurgiu se află în imediata apropierea unor străzi intens circulate de mașini, străzi sufocate la propriu în trafic, în special atunci când copiii vin și ies de la ore. Degeaba au încercat autoritățile să amplaseze la un moment dat limitatoare de viteză pentru siguranța pietonilor implicită a elevilor. Acestea au fost distruse în timp, fie în urma acțiunilor de dezăpezire, fie s-au degradat pur și simplu. Este și motivul pentru care primăria Giurgiu, împreună cu poliția rutieră, s-au gândit să aplice în aceste zone un alt sistem care să-i determine pe șofer să reducă viteza atunci când sunt în apropierea unei unități școlare. Se vor face gărdulețe în jurul intrărilor de la școli și vom ghida doar către anumite locuri unde să traverseze. Și acolo marcăm foarte bine. Nu vom mai merge pe sistemul cum era acele cocoașe, eu știu, de presemnalizare sau de încetinire. Sunt chestiile alea care treceau înainte. Nu. Cel puțin ce am văzut în alte țări mai dezvoltate sau chiar mai puțin dezvoltate decât noi, este sistemul acela de trecere de pieton ridicată. Toată trecerea să fie ridicată. Deci are o trecere 2 sau 3 metri, să începe de acolo lin, ușor, să ridică trecerea cu 10-15 cm și să coboară. Tocmai ca să nu dai să te înjure șoferul că începe, pui, eu știu, chestii din acelea și care le ia mașina, în aceeași drângăne, toată, acum toată lumea are mașini bune, dar zice, uite, a pus și asta aici. Așa știe clar că trebuie să încetinească acolo, că n-are cum, e dâmb mare. Și fiindcă ne referim în special la trecerile de pietoni, TV Giurgiu a tras un semnal de alarmă către autorități și în ceea ce privește marcajul acestora. Multe dintre treceri au fost reamenajate, însă la mică distanță de acestea sunt cele vechi, încă marcate pe carosabil spre deruta pietonilor și a șoferilor.
Edilul primăriei spune că imediat ce vremea o va permite, marcajele vechi vor fi șterse, iar cele noi revopsite. Acum discutam și cu domnul comandant de la poliția rutieră, atât timp cât în zona aia e spre semnalizat că există trecere de pieton, că ai una și mai una la 3 metri, 5 metri, stai, nu știi că dai prioritate la amândouă. Nu poți să lovești pe unul și pe altul, că nu știi care este. Se vor rezolva când se va termina așa următoarea și vom avea temperaturi câteva zile de peste plus 7-8-10 grade, atunci putem, cu altă tehnologie și cu altă vopsea mult mai de calitate, să imprimăm, să le ștergem, să le curățăm, să vopsească. Dar asta este, a venit iarna, ne-am apucat în toamnă să le facem. Este presa românească liberă? O întrebare ușoară cu un răspuns greu. Cert este că față de anul trecut, mass media din România s-a mai eliberat puțin. Într-un clasament al țărilor în funcție de libertatea de care se bucură presa, țara noastră ocupă locul 42. O fi bine, o fi rău, un lucru este cert. Mass media autohtonă devine de la an la an tot mai de încredere. România ocupă locul 42 în clasamentul global privind libertatea presei pe anul 2013 realizat de organizația Reporteri fără frontiere. Poziția actuală este în urcare cu 5 locuri față de anul 2012, când țara noastră a împărțit locul 47 alături de Argentina și Statele Unite. Am vrut să aflăm ce cred giurgiuvenii despre libertatea presei din țara noastră. Cei mai mulți dintre ei spun că mass media are suficientă libertate, în timp ce alții susțin că este loc de mai multă. Cât de liberă credeți că este presa în România? Eu zic că este liberă. Credeți că ar trebui mai mult de libertate? Poate ar mai trebui, dar eu zic că este liberă. Există această libertate, mă bucur pentru ea, însă cred că această libertate a presei nu trebuie confundată cu agresivitatea presei, care câteodată lasă de dorit din acest punct de vedere. N-am idee. Credeți că e destul de liberă? Bănuiesc că este destul de liberă. Nu prea liberă. De ce ar trebui și mai liberă. Să se spună exact tot ce se întâmplă. Să nu fie așa cu ascunsuri, mai cu dedesubturi așa. Să spună chiar tot ce se întâmplă, că ne interesează și pe noi. Este ok după mine. Deci credeți că e destul de liberă presa? Eu zic că da, la momentul ăsta da. Foarte liberă. Așa considerat? Da. Eu cred că e destul de liberă, cam dat. Nu cred că este chiar așa de liberă. Nu stau acum de cine o îngrădește, dar am văzut că e liberă. Pentru a treia oară consecutiv, Finlanda s-a remarcat ca statul unde libertatea presei este cea mai respectată. Pe locul 2, la același capitol, se află Olanda, iar pe 3, Norvegia. La polul opus, Eritrea, Coreea de Nord și Turkmenistan sunt țările unde libertatea mass media este în pericol. Țările au fost clasificate pe baza unor chestionare completate de mai mulți jurnaliști din toate țările incluse în top. Reporteri fără frontiere a ținut cont de 44 de situații care influențează libertatea presei, de la amestecul politicului la abuzuri fizice asupra jurnaliștilor. Criza actuală din sistemul medical își are rădăcinile în guvernarea defectuoasă a Partidului Democrat Liberal, așa spune liberalul giurgiuvean Marian Măroiu. Acesta apreciază că USL nu poate fi condamnată pentru că nu a reformat activitatea din sănătate, având în vedere timpul scurt de când se află la guvernare. Totuși, liberalul giurgiuvean este optimist și spune că pe viitor sistemul public de sănătate nu va mai arăta ca acum. Plecarea medicilor în străinătate și proasta finanțare a unităților spitalicești, iată o parte a cauzelor care au făcut ca românii să fie nemulțumiți pe bună dreptate de starea de lucruri existentă în sistemul public de sănătate. Afirmațiile aparțin vicepreședintelui PNL Giurgiu Marian Măroiu, care apreciază situația din sănătate ca fiind una gravă, generată de guvernarea pedelistă. Este foarte greu ca numai în câteva luni de zile să pui la punct un sistem care ani de zile a fost subfinanțat, neglijat de vechea guvernare și care, bineînțeles că în momentul de față se confruntă guvernul USL cu ceea ce puțină lume dorește să se confrunte. Aceea a lipsei personalului medical. Timpul scurt, trecut de la preluarea guvernării de către Uniunea Social-Liberală, a făcut ca până în prezent să se cunoască foarte puțin modificările din sănătate, lucru pentru care USL-ului nu i se poate reproșa nimic, a mai precizat vicepreședintele liberal Marian Măroiu. Este grav ce se întâmplă în sistemul de sănătate. Am speranța, cum avem cu toții, nu putem să cerem deocamdată prea mult guvernului USL,
pentru că este la început, dar este un guvern cu un prim-ministru responsabil, care sunt absolut convins că va face tot ce este posibil ca lucruri și fapte de acest gen să nu se mai repete în anii care vor veni. Tot despre sistemul sanitar au vorbit în conferință de presă și socialdemocrații giurgiuveni. Aceștia au dat ca exemplu Spitalul Județean, care se află pe ultimul loc în țară în ceea ce privește numărul de paturi. Ministrul Sănătății cunoaște și el acest aspect după ce a purtat mai multe discuții cu parlamentarii de Giurgiu. Prioritatea numărul 1 a parlamentarilor Partidului Social-Democrat din județul nostru este revitalizarea Spitalului Județean. Aceștia au demarat o campanie de susținere a sănătății giurgiuvene la cel mai înalt nivel din domeniu. O să vedeți că Giurgiu e unul din județele care are alocat cel mai mic număr de paturi. Una din motivările domnului ministru a fost că suntem aproape de București. Asta înseamnă că trebuie să dezvoltăm SMURD-ul și să dezvoltăm urgența și pentru cazurile foarte grave să mergem la București. Și în același timp să avem o adoptare ca să putem să rezolvăm cât mai multe cazuri medicale cu eficiență și așa mai departe. Medicina din ziua de azi se bazează foarte mult pe tehnică. O veste bună vine dinspre București și pentru bolnavii de cancer și hepatită C. Prin hotărâre de guvern, Societatea Comercială Uniform, a primit acceptul de a contracta un credit de 800.000 de euro pentru plata restanțelor la medicamentele necesare tratamentelor de oncologie. Numele celor 145 de beneficiari ai programului din județul Giurgiu, eu ca și membru simpatizant al Asociației Bolnavilor de Cancer și Hepatită C, felicit guvernul pentru această soluționare a unei probleme sensibile care la fel trenează de mulți ani. Interesul parlamentarilor giurgiuveni pentru semenii aflați în suferință e de apreciat și e de sperat că eforturile conjugate ale întregii clase politice dunărene vor duce la o îndreptățire a sănătății din județ. Parlamentarii giurgiuveni ai Partidului Social-Democrat condamnă competiția colegilor din legislativ în depunerea amendamentelor pe legea bugetului. Reprezentanții noștri sunt mai rezervați și mai concentrați asupra priorităților. În viziunea parlamentarilor giurgiuveni ai PSD, construirea bisericilor nu reprezintă o prioritate. Majoritatea amendamentelor sunt pe biserici. Majoritatea amendamentelor, peste 4.000 de amendamente în momentul ăsta depuse, ce sunt depuse de colegii noștri, majoritatea amendamentelor sunt pe zona asta, ceea ce arată că poporul român are păcate multe și vrea să se spele de ele sau că suntem niște oameni care chiar credem și încercăm. Reținerea de la amendamente este atitudinea asumată de aleșii giurgiuveni. În viziunea acestora, bugetul trebuie gândit în funcție de priorități. Pentru bugetul județului Giurgiu, pot să vă spun că, așa cum vă spuneam, vis-a-vis de prioritățile care sunt acum, vis-a-vis de municipiu, avem dezvoltarea portului, unde vom beneficia de peste 100 de milioane de euro a PDF-ul. Dezvoltarea portului Giurgiu, port de marfă, care încercăm să-l dezvoltăm, pentru a aduce și Giurgiu aproape noi, având Dunărea aici, să reușim să încercăm să facem un parteneriat mai larg vis-a-vis de o bursă, tot pe fonduri europene, și ieri am avut o discuție cu domnul primar pe tema asta, unde vor intra toate localitățile ca o asociație după malul Dunării. Urgența numărul 1 se referă la utilități. Până în 2015, toate localitățile giurgiuvene vor avea rețele de apă și canalizare finalizate. Avem și o știre din sport. Acum, echipa feminină de handbal a clubului sportiv Nova Force a terminat pregătirea pentru abordarea părții a doua a campionatelor. Unul dintre acestea, returul diviziei A la handbal, care va începe pe 3 februarie. Handbalistele de la CS Nova Force au încheiat programul de pregătire din pauza competițională. După ce au disputat mai multe partide atât la nivel de junioare 1, cât și în compania unor echipe din prima divizie a handbalului feminin, atât antrenorul cât și jucătoarele speră să obțină cât mai multe victorii și să aducă satisfacții sportului giurgiuven. Primul meci al handbalistelor de la CS Nova Force va avea loc pe data de 3 februarie. Partida va avea loc la Ploiești, în compania echipei HC Activ din localitate. Pe prima scenă a handbalului feminin, giurgiuvencele se află pe locul al 13-lea în clasament, având un palmares de 8 victorie, un meci terminat la egalitate și 11 înfrângeri. Să vedem acum ce temperaturi vor fi vineri la Giurgiu.
găsit! Meteorologii au emis o informare meteo de vânt valabilă în toată țara pe 31 ianuarie și 1 februarie. În Muntenia, vântul va sufla cu 50-60 de km la oră. Sub aspect termic, joi noapte, la Bolintin, Vale și Mihăileș se vor înregistra 0 grade Celsius. Tot 0 grade vor fi la Comana și Izvoarele, în timp ce la Ghimpați, Hotarele și Giurgiu, termometrele vor indica 1 grad Celsius. Februarie debutează cu vreme caldă specifică primăverii. Vineri, în județul Giurgiu, cerul va fi mai mult noros și vântul continuă să sufle cu putere. La Bolintin, Vale și Mihăileș, termometrele vor indica 7 grade Celsius. 6 grade cu plus vor fi la Ghimpați, Hotarele, Comana și Izvoarele. La Giurgiu va fi puțin mai cald. Aici se vor înregistra 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florentina, numai bine! Pe lista obiectivelor turistice cu care ne mândrim deja, chiar dacă nu le exploatăm potențialul, era să ne pricopsim cu o atracție mai excentrică, cimitirele. Majoritatea mai echilibrată a aleșilor a hotărât să nu mai facem concurență săpânței. Am ratat să oferim lumii un alt cimitir vesel, ne consolăm însă cu un consiliu hazliu. Aceasta a fost pastila zilei. Știrile TV Giurgiu se încheie aici, rămâneți cu noi. După jurnal puteți urmări o ediție specială, iar de la 19:30 de minute vă dă întâlnire Gelu Prebenel la emisiunea Giurgiu Înainte de Toate. Invitat este primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu. După această emisiune, Mihai Dândăreanu vă așteaptă la emisiunea Oameni și Destine. Sunt Nicoleta Pană, numai bine!